трудно. Atunci când vine cazul, тогда, когда приходит беда, se dăruie completamente tot cel mai bun, они полностью отдают то, что имеет самое хорошее. Pentru a aduce pacea și bucurie. Для того, чтобы принести мир и радость. Dragii mei, дорогие мои, dacă suntem aici înseamnă că împreună am ales cui să slujim. Если мы вместе здесь, мы, значит, выбрали, кому служить. И если у нас трудности на нашем пути, значит, мы на правильном пути. Если наш путь без всяких препятствий, стоит задуматься, на каком мы пути, на правильном пути. Și când mi se pare că viața este foarte dură dumneavoastră, uitați-vă la prietenii voștri, la vecinii voștri, care poate duc o luptă mai grea. И когда вам кажется жизнь невыносимо тяжелой, посмотрите вокруг на ваших друзей, на ваших соседей, которые переживают еще тяжелее времена. Сунтеть герои, pentru că aduceți vestea în casele unii din ваш тата. Вы настоящие герои, потому что несете весть, достигая каждого дома. Exact. Да, там, где вас не ждут. Exact. Și astfel, dumneavoastră, sunteți cei prin care Dumnezeu lucrează. И, значит, вы являетесь теми, через которых Господь совершает свое дело спасения. Dumnezeu să fie călăuză și să lucreze atunci când o chemați. Пусть Господь будет вашей опорой, надеждой, и когда вы призовете, чтобы Он был рядом с вами. Страдыка, мы хотели, чтобы вы... Но прежде чем вы помолитесь, хочу сообщить вам, что к нам пришла очень печальная весть. У нас в городе Аргееве есть такая сестра, ее зовут Рая. Она живет в село Пересечено. Это единственная адвентистка в этом селе. В прошлом году она похоронила мужа. А сейчас получила известие, что ее сын упал с какой-то высоты в Испании и умер. И она проходит через очень тяжелое время. Очень. Поэтому нуждается в том, чтобы Бог ее поддержал. Это не ей ампутировали ногу? Нет. Ее маме. Да, у нее сейчас находится мама, да, с ампутированной ногой. То есть проблема с Нина. Ее мама Нина. Дочка. Да, они из Раскейцов. Да. В эту сторону, если вы помолитесь за ее край, ее зовут. Tată bun care ești în ceruri, vine în fața ta, Doamne, mulțumitori. Fericit, Doamne, că Tu ne-ai vorbit și astăzi despre bucuria de a fi copiii Tăi. Îți mulțumim pentru timpul acesta deosebit aici, în sânul naturii, cu acești oameni frumoși, cu prietenii mei, cu surori și frații, îți mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi la inimile noastre și nu ne lași, Doamne, săraci în Duh, în lumea aceasta tristă. Îți mulțumim pentru acest cuvânt care l-am primit și care Te rugăm să facă să înmulțească credința noastră. Te rugăm din toată inima, Doamne, Te rog personal pentru fiecare frate și soră care este aici, pentru familiile lor, pentru îngrijorările și pentru fricile care le au, pentru cumpinele care stau în față. Dar, Doamne, și pentru binecuvântările care Tu le reverși asupra lor, să le faci prezent, să le faci pe ei să fie conștienți că Tu ești la cârma tuturor. Că fără Tine nimic nu se întâmplă în lumea asta și tot ce îngădui Tu, Doamne, poți transforma spre binele nostru. Și acum ne rugăm pentru sora noastră, Raia. Doamne, trimite-i mângâierea Ta, dragostea Ta. Trimite-i, Doamne, ceea ce nimeni nu poate să-i dea acum, prezența că Tu n-ai uitat-o. Și așa cum toți ceilalți personaje biblice care au fost și ai demonstrat, Doamne, din închisoare poți scoți, din ape poți scoți, din foc, Doamne, Te rugăm din toată inima să lucrezi la inima ei și să-i dai această speranță că Tu n-ai lăsat-o. Tu știi mai bine, Doamne, noi chiar nu știm în aceste situații ce să spui, cum să faci, dar credem că rugăciunea noastră a ajuns la Tine, Doamne, și îți mulțumim anticipat pentru răspuns. Facă-se voia Ta în viețile noastre, acum și pururea și în veci. Amin. Amin. Друзья мои, еще пару слов.